Mamă mea e florăreasă, se scoală de dimineață, vinde florile pe piață, vinde florile pe piață. Se obișnuiește ca la fiecare început de an școlar, elevii să le ducă profesorilor, cadrelor didactice, un buchet de flori. Florăresele din piața 1 Mai din Târgoviște spun că marfa lor s-a vândut destul de bine în aceste zile. Cu toate acestea, în prima zi de școală, la Tarabe nu este aglomerație. Tot weekendul a fost mare forfotă la tarabele cu flori. Febra cumpărăturilor de buchete i-a cuprins pe Târgoviște, în care nu și-au trimis copiii la școală fără un buchet pentru doamna învățătoare sau pentru doamna dirigintă, așa cum este tradiția la noi. În prima zi de școală, aglomerația dispăruse de la standurile cu flori, însă au mai fost târgoviștani care au lăsat aceste cumpărături pe ultima 100 de metri. Prețurile florilor li se păreau exagerate, așadar au profitat de faptul că oamenii nu se mai înghesuiau la tarabe și au negociat la sânge cu comercianții. Noi 30 de lei, tot. Să dau așa și la 10 lei. Și cel de acolo costă 15 lei. Florile sunt foarte drăguțe, dacă am piperat acum în prima zi de școală. Se simte că au umblat comercianții? Se simte rău de tot, că eu cel puțin am dat ocol pieței să testez puțin prețurile. Cât sunt mai scumpe? Oricum sunt. Comparativ cu săptămâna trecută, când un crin îl luai la 100 de mii deja. Acum cât este? Acum 200-150, se resimte. Veți mai cumpăra flori până la urmă? Da, trebuie să mă hotărăsc. Totuși este o tradiție, începerea anului școlar și mi se pare un gest de politețe. Da, vă rog, da? Frumos așa. Asta? E și florit, are și bobocei, deci nu e. 15 lei. Florăresele spun că florile s-au vândut ca pâinea caldă. Un trandafir costa 5 lei, în timp ce prețul unui crin imperial ajungea la 20 de lei. Târgoviștenii au preferat să cumpere buchete ambalate frumos de comercianți. Florăresele spun că nu au umblat la prețuri, deși sunt numai câteva ocazii pe an când au vânzări record. S-a vândut și ieri, și astăzi, și alaltă ieri. S-a vândut pe fiecare zi. Care au fost florile cele mai căutate? Cele mai ieftine, cele mai scumpe, garoafele, crini? Da, și de alea ieftine și de alea mai scumpe s-a vândut. Care este cel mai ieftin și care cel mai scump? De la 5 lei, da, de la 5 lei până la 50 de lei buchetele, care depinde cum comand clienții. Oamenii vin să cumpere buchet sau își iau florile și le aranjează acasă? Păi cum să le aranjeze acasă? Cu buchet cumpără. Sunt mai scumpe la buchet decât la fir? Nu, e același preț. Ați mai umblat la prețuri, având în vedere că florile de început de an se vând? Prețurile au rămas aceleași. Și în materie de flori, pentru începutul anului școlar se poate vorbi despre tendință. La mod în această toamnă sunt trandafirii albaștri.